bani. Vreau să te întreb dacă urmărești celebrul reality show în care fratele tău activează, dacă ți-ai schimbat părerea despre el, dacă nu, e mai puternic, cum e? N-aveam ce să-mi schimb, că îl știu, îl cunosc. Mi se pare că e cea mai bună echipă până acum, pentru că sunt, se completează foarte bine, sunt foarte studați, iar Giulia este foarte ambițioasă și Vlad foarte descurcăreț. Și aici este o combinație bună, bă, bună, bă. Câștigă ei oare că e și pe primul loc? Mai nu știu să spun, pentru că au un contract beton și nici măcar eu nu știu dacă au câștigat sau nu. Știu că au dus aventura până la capăt, au filmări prin Argentina, că îi sunam. De fapt mă sunau ei când puteau și când au o zi liberă la un dat. Dar mai multe n-aș putea să spun. Cum erați ca frați în copilărie? Cum vă înțelegeați? Făceați boacăne? Vă purați unul pe altul? Deși pare mai puțin real, diferența între noi e destul de mare. Sunt vreo 5 ani și 3 luni. Și atunci era destul de complicat. Când eu aveam 10, el avea 5. Când eu aveam 15, el avea 10. Când eu aveam 20, el avea 15. Deci până n-a făcut 25 de ani și eu 30, nu prea eram pe aceeași lungime de unde. Iulia, ca și cumnată, cum este? Cum vă înțelegeți? Iulia, ca și cumnată, nu trebuie să se înțeleagă cu mine, trebuie să se înțeleagă cu Vlad, că până la urmă familia ta veche e familia ta veche, mama, tata, frații, dar familia ta, de la unde vârstă, este familia pe care ți-o construiești. Și atunci Iulia trebuie să se împace cu Vlad și dacă se împacă bine cu Vlad, se împacă bine și cu mine și cu familia extinsă. Ai nenumărate interviuri de-a lungul carierei tale, vreau să te întreb, de fapt nu știu să ne spui, dacă ai fi vrut să ți se adreseze o întrebare deșteaptă și nu s-a întâmplat, care ar fi aceea? Acum ar trebui să mă fac reporter. N-am fost niciodată reporter, am pus întrebări. Și că există frustrări la oamenii care sunt cunoscuți și judecați după ce fac ei ca și acțiune generală, adică huidul cricotaș. Mă, dar nimeni nu m-a întrebat și pe mine dacă îmi place harta, dacă îmi place literatura, dacă îmi place... Dacă îmi place, mă rog, am un club de carte, se numește Joia Dulce, suntem 6 familii, facem asta de 11 ani și în ultima joie din lună dezbatem un subiect ales de familia care e gazdă. Asta aș vrea să mă întrebe cineva, dacă îmi place literatura. Cât de cârcotaș ești în viața reală? Păi să știi că, în general, în televiziune, mai puțin în teatru, unde trebuie să fii teatral, în televiziune, dacă nu ești, cum sună americanii, true, real, nu prea ai șanse. Așa că eu cred că oamenii care au succes sunt exact oamenii aia care sunt ei înșiși. Așa că nu e mare diferență, nu mă cunoști de mult timp. Nu cred că e o diferență între ăla de pe ecran și ăla de aici, din fața camerei. Dacă pot să te întreb despre relația cu Mihai Găinușă, vă mai vorbiți, nu vă mai vorbiți, cum este, cum a rămas, că s-a tot scris de-a lungul timpului. A fost ziua lui ieri, la mulți ani. L-ai sunat? I-am dat mesaj că sunt blocat. Există șanse să fiți cum ați fost voi înainte, așa, prieten la Cataram? E complicat, viața e complicată. Era o definiție, viața e scurtă și e plină de neprevăzut. Nu știu să spun, e complicat. Se zice never say never, nu? To Jerry Wing. Dar între timp nici Jerry Wing nu mai e. Se vorbește de că ești un prezentator TV bogat și că stai bine la acest capitol, ai atins milionul ești de euro. Ești a patra femeie care mă întreabă lucrul ăsta, însă ce aveți toți cu milioane? Dă-le dracu de milioane, era să crăp de câteva ori. Nu contează, chiar nu contează. E adevărat, îți aduc un confort, o liniște, banii n-aduc fericirea, dar o întrețin. Dar nu sunt atât de important, nu sunt ei cei mai importanți. Te întreb altfel, cât de bogat ești în momentul de față? Nu știu, din toate punctele de vedere. Păi am doi copii, unul de 14 ani și unul de 16 ani. Și crede-mă, mai bogat decât mine nu se simte nimeni. Peste un an, doi, trei, cinci te mai vezi în televiziune?
m-aș vedea, acum nu știu că mă văd și alții. Ce ți se pare greșit la ceea ce fac alții în TV în momentul de față și ce ai vrea tu să aduci nou, având experiența pe care o ai de atâta vreme? Mi se pare că fac greșit. Sunt diverse abordări. Sunt emisiuni de un anume fel, sunt oameni care sunt percepuți ca fiind entertainer, dar negru. Sunt producători foarte buni. Emisiunile de talent. Dacă nu ar mai fi Cronica, ce altă emisiune ți-ai dori să prezinți sau ce ai vrea să faci în domeniul televiziunii? Mi-aș dori să fac, în primul rând, am un proiect printr-un sertar, un serial, da? Și mi-aș dori foarte mult să fac film. Cel mai bun film românesc, serial românesc, mi se pare un... Cine numai, ca producător. Cel mai bun serial românesc mi se pare Umbre. De la dialog până la imagine. Igor Kobilianski și echipa, că au fost mai mulți, n-a fost doar el, mi se pare a fi cei mai buni oameni de imagine. By the way, Vlăduț, pe care îl vedeți la America Express, acolo, a făcut ATF-ul, imagine de film. Aș fi făcut niște filme.